Un candidat redutabil la funcția de prim gospodar al orașului Năvodari și-a anunțat astăzi candidatura. Într-o sesiune video transmisă în direct pe Facebook, fostul edil Matei Nicolae intră în cursa pentru un nou mandat de primar. Dorința mea era să ajung să candidez ca primar independent al orașului Năvodari. Dar vă spun că am nevoie de un consiliu local care să fie lucrativ și care să mă ajute în a mă desăvârși munca publică. De aceea am hotărât să candidez pe listele partidului Neamul Românesc. Partidul Neamul Românesc este un partid de patrioți, este un partid nou înființat acum 2 ani de zile. La sediul partidului Neamul Românesc, situat la parterul blocului H3 de pe strada Constanței din Năvodari, Matei Nicolae și-a susținut pledoaria pentru înscrierea în cursa electorală. Sigur pe sine, dar și plin de umor, Matei Nicolae și-a anunțat tranșant candidatura. Pornim împreună la drum. Pentru cei ce se așteptau ca Matei Nicolae să recite Miorița, le spun încă o dată că s-au înșelat. Candidez la funcția de primar al orașului Năvodari. Nu candidez împotriva nimănui, candidez pentru orașul Năvodari și pentru cetățenii orașului Năvodari. Începem cursa electorală de la zero. O începem mai târziu, dar întotdeauna cei din urmă vor fi cei din tâi. Prima semnătură de susținere este a mea, Matei Nicolae. E normal să mă susțin în primul rând eu pe mine, dar vă asigur că avem foarte mulți susținători în orașul Năvodari și întotdeauna pronosticurile mele nu au dat greș. Pornește la drum în slujba cetățeanului cu o echipă atent selectată, alcătuită din oameni tineri cu pregătire profesională, sinceri și dornici să facă lucruri bune în orașul Năvodari. Atât despre sine, cât și despre echipa pe care și-a format-o, afirmă fără echivoc. Vă asigur că voi câștiga funcția de primar al orașului Năvodari. De fapt, nu am pierdut-o niciodată atunci când a fost un singur tur. Vă asigur că Partidul Neamul Românesc va avea cei mai mulți consilieri și eu vă dau și numărul de acum, minim 7. De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor au încredere în mine și în echipa pe care mi-am ales-o. Matei Nicolae asigură năvodărenii că vor avea reprezentanți din partea Partidului Neamul Românesc și la nivel județean. Și cred că surpriza nu va fi Năvodariu, pentru că majoritatea știu că la Năvodari va câștiga Matei primăria. Surpriza va fi, vă spun eu, la Consiliul Județean, unde vom avea consilieri județeni. Pentru Consiliul Județean l-am convins pe președintele Partidului Neamul Românesc din LPA să candideze pentru Consiliul Județean. Pe lista Consiliului Județean o să avem, de asemenea, oamenii foarte bine pregătiți, avocați, economiști, oamenii de afaceri, oameni care o să vină și să aducă un plus județului Constanța. Candidatul Matei Nicolae are un mesaj și pentru cei care se bucurau că nu va mai participa în cursa electorală locală. Cei care sperau, cei care se bucurau că nu o să candidez și că au scăpat de Matei, s-au înșelat. Este bine să știe tot publicul auditor că niciodată nu am avut nicio interdicție judecătorească de a candida la funcția de primar sau consilier, de a fi ales sau de a alege. Nu am avut această interdicție. De asemenea, Matei Nicolae atrage atenția electoratului local cu privire la înțelegerea care s-a încheiat între PSD și PNL. La nivelul județului Constanța, din surse sigure și se vede cu ochiul liber, sunt anumite înțelegeri între PSD și PNL, care și-au împărțit localitățile în funcție de interesele lor. Și știu că
între PSD și PNL la nivelul orașului Năvodari au hotărât să rămână PSD-ul. Matei Nicolae a mai afirmat că va prelua un oraș cu multe datorii și procese pierdute. Acțiunea de strângere de semnături pentru funcția de primar al orașului Năvodari și membrii ai Consiliului Județean este desfășurată de Partidul Neamul Românesc doar în această săptămână.